Așa cum am spus și la conferința de presă de vorbă de la Ștefan, cred că am reușit să facem un rezultat destul de bun la Ștefan. Am început să jucăm din ce în ce mai bine. Echipa câștigă meci de meci, iar pentru noi, mâine seara, meciul este foarte important. Într-adevăr, ne dorim foarte mult să câștigăm toate cele trei puncte puse în joc și să încercăm să luăm o opțiune pentru a ne califica în primăvara europeană. Acest lucru este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unui fotbalist, și anume să joace pe un stadion arhipelag. Avem plăcerea, onoarea să avem un stadion foarte frumos, un stadion care va fi plin cu balisterii și eu cred că noi, eu mă gândesc cu acest lucru că Steaua poate să aducă la un meci oficial 50.000 de oameni. Este un sentiment incredibil pentru mine și eu cred că și pentru jucători în același timp. Eu cred că orice jucător își dorește să joace la fiecare meci cu stadionul plin, să fie cât mai multă lume să ne susțină și când s-a și văzut la ultimul meci pe Național Arena, că am câștigat în 95 și asta înseamnă ceva. Eu spun că ne-a ajutat mult și suportează. Aș vrea să vă rog ceva. Haideți să facem așa. Puneți-mi întrebările pe mine și după aia vă discutiți să ceva mai multe. Sper că mai desgândiți și să ne înțelegeți. Ok? Vă ascult. Dacă nu mai aveți întrebări pentru mine, m-aș bucura foarte mult. Noi am urmărit, într-adevăr, primul meci din Europa League. Au fost cei doi antrenori ai noștri, Cristian Țărmure și Florian Codulean. I-au urmărit primul meci care l-au disputat acasă. O echipă destul de bună, o echipă puternică. Nu a fost un meci extraordinar, dar știm exact ce ne așteaptă mâine seara. Eu cred că atmosfera care va fi pe stadion, faptul că acest meci este foarte important atât pentru noi cât și pentru ei. Ei, câștigând mâine la București, cred că e o opțiune foarte importantă de a se califica mai departe. Deci, eu cred că suntem pregătiți, știm exact ce ne așteaptă mâine seară, ce calități au jucătorilor, deci, din punctul ăsta de vedere, suntem pregătiți. Vreau să doar pentru Steaua este pentru noi orice meci e important. Fiecare victorie, ați văzut, noi o savurăm foarte, foarte bine. Nu suntem obișnuiți să pierdem. Este foarte important să câștigăm mâine seara. Mai mult. Aveți probleme în lot? Există incertitudini de joc? Nu, chiar asta v-am spus. Nu avem niciun fel de probleme. Avem câțiva jucători care au anumite contuzii, dar sunt lucruri normale după un meci cum a fost cel de la Petru Lucrăși. Deci încercați să mai schimbați puțin din jucători, să mai reziniți cu un altor? Nu știu. Normal, o să încercăm mâine seară să alcătuim o echipă puternică. Nu avem de ce să lăsăm jucători, niciun jucător nu este într-o formă foarte, să spunem, într-o formă ridicată de obosare sau niciun jucător nu s-a plâns că este obosit după meciul de la București, toți își doresc să joace, este un meci foarte important, dar noi trebuie să ne gândim foarte bine că
duminică ne așteaptă un meci foarte greu cu CFR Cluj. Și așa cum v-am spus și înainte, pentru noi cel mai important lucru este să câștigăm campionatul. Am uitat, normal. Eu m-am uitat, sper că și băieții s-au uitat. Un meci frumos, un meci început bine, deci de la CFR Cluj. În păcate n-am reușit să aibă un rezultat pozitiv. Eu am altă idee despre fotbal. Mie îmi place să câștig, indiferent de adversarul pe care îl întâlnim. Și ca român, sincer, mi-a părut rău că cei de la CFR nu au reușit să facă un rezultat pozitiv. Cum vă explicați cu prânderea celor de la Paia Pernice și că ei nu v-ați încercat să vinzi în mania față celor de la Paia Pernice? Așa cum ne-am obișnuit, în ultimul timp, echipele din Ucraina, Rusia, sunt echipe puternice, echipe componența cărora se află jucători de mare valoare, deci a fost o surpriză, dar cum ați văzut și noi astăzi jocul, eu cred că și ei de la Bate Borisov au câștigat pe merit. Da, nu știu, dar nu ți-o spun. Da, știm exact cu cine vom juca mâine. Ne-am făcut bine temele, mai am mâine dimineață un antrenament. Așteptăm să vedem mâine după antrenament cum se simt toți jucătorii. Cred că vom alinea o echipă bună și o echipă care la sfârșitul celor 90 de minute va fi bucuroasă și va câștiga cele trei. Cum ți se pare terenul? Terenul este foarte bun. Noi am fost mulțumiți la ultima etapă pe care am jucat-o pe Național Arena cu Rapid. Mult mai bun decât gazonul care a fost înainte. Da, sunt câțiva jucători, dar nu vreau să-i număr, nu vreau să le spun numele, dar pe mine ce m-am mult sau eu le-am transmis jucătorilor faptul că ei au o echipă puternică, o echipă cu experiență foarte bogată în cupele europene. Deci trebuie să fim foarte atenți, nu trebuie să îi desconsiderăm. Au un joc foarte bun pe benzi, o să vedeți, cei de fundaj lateral sunt foarte ofensivi. Deci trebuie să fim foarte atenți. Eu cred că cu ajutorul acestor oameni care vor veni mâine la stadion și vor fi număr foarte mare, vom reuși să ne impunem și să facem un joc foarte bun. Vă interesează că Mircea Repin și-a acuzat 4 dintre jucători după meci cu Steaua, și-au apărat corect șansele pentru că a fost în Italia de anul. Bine, este un lucru normal. Nu mă mai miră nimic din ceea ce se întâmplă în România. Eu cred că noi am arătat clubul altceva pe teren. Noi cred că am controlat jocul foarte clar, chiar și la 1-0, mulți specialiști au spus că nu vedeam niciodată pe Petrol Ploiești în câștigătoarea acestui meci. Deci, ceea ce a spus Mircea Repin, nu vreau să comentez pentru că nu este treaba mea, nu mă interesează, dar eu cred că ar trebui să fim puțin mai precauți cu aceste declarații. Steaua joacă fotbal, Steaua joacă foarte bine și cred că am câștigat mă merit. Sigur că poți să ai fără și cadrea să te preocupa România. Ca să-i mai bate încă o dată. Poate fi un provocant de noi să-l faceți pe patronul Gigi Bernali să vină în 2 emoții, nu că după aceea la Florii să fie pe bine. Eu cred că este normal. Bucuria a fost foarte mare. A fost un meci și important pentru noi. Iar așa cum știți, Siri și meastră de patronul echipei, trăiește foarte mult meciurile, iubește foarte mult această echipă. Și eu cred că este un lucru normal în momentul când echipa se află la recuperare și am mâncat împreună să vină și dânsul. Dar noi ne-am bucurat foarte mult, mai ales că prin prezența dânsului înseamnă foarte mult la noi în cabină. Cum pentru Cristi? Competiții europene. Ai și marcat câteva lucruri de sezonul
comunicat până în jos și prostesc. La școală m-am jucat pentru că am fost accidentat. Îmi doresc foarte mult să revin, să revin în forță, să fac un joc foarte bun, adică să facem, că suntem echipă și să câștigăm, că este ceva important pentru noi. Să câștigăm și să mergem mai departe. Vă mobilizează și aceste scandaluri de care vorbeam mai departe, că domnul Chechina, vă mobilizează să dovediți că vă ridicați grupa? Nu, ne mobilizează. Noi știm foarte bine ce facem la antrenamente, la meciuri. Știm foarte bine cum ne antrenăm, știm foarte bine ce facem pe teren și nu ne gândim la aceste subiecte prostești. Nu ieșit este foarte bun cu Alex Vicciu, noi cu tipul patron am făcut o comparație dintre voi doi. El spunea că Marco ești modul lui Chico Bay, el te motivează când îți spune de el mai multe lucruri bune decât să știi. Aici mai și glumește, este normal, este patronul echipei, poate să spună orice, poate să facă orice glumă cu noi, noi o luăm ca atare și nu ne supăr sau nu ne deranjează. Te compara cu Chico? Da. Prea mare comparație. Trebuie muncă și muncă să fiu cum cea posibilă. Te-au reușit să pute Sva în cea mai mare performanță din ultimul timp pe Doromesca, ca cu seminarul de Copa UEFA. Tu crezi că această echipă poate atinge astfel de performanță? Păi, normal. Cum jucăm și cum arătăm ca echipă și ca fiecare jucător din parte, eu cred că suntem foarte valoroși și cred că putem să facem ce-a făcut, să ajungem cât mai departe. Dar trebuie să luăm pas cu pas, să câștigăm fiecare meci pe care îl aveam. Primul pas putem să facem bine seara și să reușim de bun. Nu este ușor, pentru că și celelalte echipe sunt puternice, au jucători buni, au echipe, sunt echipe foarte bune și o să fie foarte greu, dar noi o să muncim și o să încercăm să câștigăm. Voi, ca jucători, cum vă simțiți pentru că sunteți împinși de 50 de oameni din tribuna? Sunteți așa o presiune sau v-aș ajuta așa? Foarte mult. Cred că orice jucător își dorește să, cum am zis, să-și mai devreme, să joace cu stadionul plin, să se uite în tribună și să-și audă numele și să fie ceva de vis. Foarte frumos. Te împinge de la spate. În situația unei apărăști la aglomerate la care ne așteptăm de la Danes, e posibil să încerci șutul de la distanță, care ți-a adus atâtea bucurie și mă rog. Dacă o să am un caz de și o să am un culoare, cu siguranță o să încerc. Și sper să și reușesc. Cristi, voi vă bucurați pe lucrat din 30 zile sau e o oboseală? Se simte așa o oboseală în acest tur de forță? E normal să ne bucurăm, dar e și normal să se simtă oboseală, pentru că dacă joci în 30 zile, meci de meci, e normal să se simtă oboseală, dar trebuie să facem recuperare, cum facem de obicei, și trebuie să ne revenim cât mai repede. De asta ne preparăm. Ok. Dacă nu mai aveți întrebări, aș vrea să pentru conferința de presă a celor de la Copenhaga. Vă rog să